Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. De data aceasta avem o mașină mai specială. Vă las să ghiciți uitându-vă la cheie. Dacă cunoașteți această cheie, eu sincer n-am mai văzut această cheie până acum, acest stil de cheie, bine, puțin la Mercedes, dar nici chiar așa. Bun, ce să mai... Probabil că și așa v-ați dat seama din titlu, avem un Volvo S40 din 2010. Facem și un test drive, o să vă prezint puțin mașina din exterior și o să ne facem toți câte o idee, pentru că și la mine este prima dată când iau contact cu această, o altfel de mașină, cu un Volvo mai exact. Am mai mers într-un XC60, dar într-o berlină niciodată. Și o să vedem cu toții ce poate să ne oferă pe Volvo, cu bune și cu rele. Să începem cu botul mașinii. Aici avem o grilă foarte frumoasă, inscripția Volvo, exact ca și la camioane, cu un bot nu foarte, foarte mare. Aici avem fară cu lupă, altă fară scurtă pe fața lui, fară normale, și avem și niște proiectoare partea de jos. Mașina vine destul de înaltă, suficient pentru noastre, și să trecem și pe partea laterală, pentru partea din față a scaunului. Pe partea laterală, după cum putem observa, este o mașină berlină, destul de frumoasă, destul de în regulă, adică mai mult dată ce ți-ai putea dori. Până la urmă, este o mașină din 2010. Avem oglinzi cu semnalizare, ceea ce mie mi se pare chiar super tare. Oglinzile cu semnalizare sunt un alt level, ca să zic așa. Mânerele deschis ușa normale, față și spate. Jante pe 16 din aliaj original Volvo. Și să trecem și la partea din spate. La partea din spate avem ceva mai frumos, mai diferit, aș putea să spun. Mie, eu spun frumos deoarece mie chiar îmi place chestia asta, cum vine această tăietură a caroseriei odată cu tripla. Asta chiar mi se pare o chestie șmecheră și din spate chiar dă bine, adică face mașina puțin mai rea. Toate că Volvo nu este o mașină rea. Volvo este o mașină de casă, care ține cu casa, din câte am auzit, și care, na, oricine poate să o întrețină dacă are grijă de ea aproape. Și aici avem un bagaj, eu aș zice puțin mai mic, puțin mai mare de fapt, ca la Logan, dar puțin mai mic decât la un E46. El nu este foarte, foarte mare, dar este suficient. Ceea ce mă deranjează la acest portbagaj este că, uitați, chestia asta te sperie puțin, adică îl lași în poziția asta, crezi că asta e gata și buf, a plecat dintr-o dată. Și până la lunetă nu mai este foarte mult. Și portbagajul are o gură foarte mică de încărcare. Și asta va aduce multe dificultăți atunci când încărcăm această mașină. Aici inscripția Volvo, foarte frumos, S40 2.0 diesel. S40-ul acesta, S-ul, este clasa mașinii, iar 40 este mărime, cum este și la SUV-uri. La SUV-uri avem așa, XC-ul 40, 60 și 90. În funcție de cum cresc cifrele, așa crește și mărimea mașinii. Cam acesta este și spatele. Haideți să vedem și motorul. Ajungem la motor. Aici avem, nu prea avem ce vedea, pentru că toate sunt capsate. Deci, cum am spus, avem un motor de 2 litri,
136 de grade, care este amplasat puțin cam în fața punții față, adică s-ar putea să subvireze. Nu știu încă, că n-am mers destul de tare cu ea, dar așa se spune. Când motorul este mai în față, cu atât mașina subvirează mai mult, mai ales având tracțiune pe față. Dar asta vom vedea pe parcurs, pe parcursul test drive. Și cam acesta este interiorul. Avem un volan în trei spițe frumos, geamuri electrice, oglinzi electrice, cutie de viteză de 6 rapoarte. Avem aici o chestie foarte interesantă cu acest telefon, nici nu știu cum să-i zic. Parcă ar fi un telefon, nu? Și aici setăm clima și la setarea climei este foarte interesant cum arată un omuleț și setezi. Să-i dai în față, să-i dai la picioare, să-i dai la stomac. Aici avem frâna de mână. Ce am observat eu în general la Volvo, eu am vrut să-mi cumpăr un XC90, primul model, primul sau al doilea model, nici mai știu, oricum era un model din 2006. Calitatea pe interior nu este atât de premium, ca să zic așa. Cu toate că aici avem bord moale, adică nu avem plastic. Dar cum putem observa aici la cutie, s-a distrus aici puțin cutiera, și acolo mai aveau și la scaune probleme, la XC90, la acela mai aveau probleme și la scaune, cât și la volan, dar văd că acest volan se menține foarte bine, fețele de ust sunt super, plafonul este ok. Ce îmi place foarte mult la aceste mașini sunt aceste scaune care vin cu, nu știu, cu tetiera asta, care pur și simplu îți dă un vibe ceva mai ok. Hai să facem și un test, vedem dacă avem loc în spate, exact cum avem acum situat scaunul. Bun, deci să încercăm totuși. Sigur nu o să am loc aici, dar aici este foarte probabil să am loc. În schimb, dacă aș sta drept, aș putea observa că aș da cu capul chiar și în plafon. Deci clar nu este o mașină pentru oameni cu 1,98 m. Doar dacă stai la volan și nu mai stă nimeni în spatele tău. Să mergem acum la test drive. Bun, și cam aceasta este viziunea pe care o are șoferul atunci când conduce un S40 din 2010. Să punem contactul și să vedem cum pornește un S40 cu motor de 2.0 136 de cai. Asta a pornit. Aici avem, după cum v-am spus, sistemul de climatizare. Aici selectăm temperatura. Cu toate că, după cum putem observa, avem climă doar pe o singură zonă, dar eu zic că e suficient de atâta timp cât este și o climă. Aici setăm puterea cu care să ventileze. Aici este, aceste butoane sunt pentru casetul. Este foarte curată, deoarece eu astăzi am rățat-o pe interior și arată destul de bine. Aici avem un suport pentru pahare și îmi place foarte mult că este închis. Nu este deschis. Frâna de mână este pusă cam aiurea aici, sincer. Adică, bine, nu prea deranjează, dar nici nu e foarte confortabil pus acolo. Am închis ușa. Și haideți să mergem la un test drive. Am băgat anteia și am plecat. Ce vreau să precizez este că motorul la mașina aceasta este mult, mult mai silențios decât cel de pe Passat. Cel puțin așa mi s-a părut. Vorbesc despre motorul de 2140 de cai. Acum centura se aude foarte ușor, după care o să înceapă să se audă foarte tare, iar noi o să trebuiască să ne punem centura.
Cam așa. Deci că se termină apelul. Se pare că și tu trebuie să-ți opui ca pe nume. Bun, ce am aflat eu despre Volvo, pentru că m-am informat puțin, Volvo a aparținut foarte mult timp, mai exact din 99 până în 2010, Fordului. Deci din 99 până în 2010, Volvo a fost o mașină făcută de Ford. Dar asta nu înseamnă că n-au făcut mașini bune, pentru că totuși, după cum știm, din 99-2000, chiar până în 2010, cum este mașina asta, Volvo este o mașină foarte rezistentă și foarte... Este o mașină foarte rezistentă, care duce mulți kilometri, care are un motor foarte bun, cu un consum destul de ok. De exemplu, acum avem undeva la aproape 70 la oră și avem un consum de 5 instanturi. Într-adevăr, nu avem un bord cu ce ne-am învățat noi la acele germane, dar este suficient. Eu zic că este suficient. Odată ce mașina merge bine și arată așa cum arată, eu zic că este suficient. Sincer, mi-aș da Santa Fe-ul pe un Volvo ca acesta, care să arate într-un mod bine, să meargă bine și să aibă o cutie automată. Asta neapărat aș vrea. Așa și Volvo, ce am mai aflat despre el, are foarte multe piese de la Mazda și de la Ford. Nici chestia asta nu știam, dar am aflat-o astăzi. Să vedem cum merge și pentru accelerare. Da. Este suficient, aș putea să spun. Sincer, Passatul parcă trage puțin mai bine cel cu motor de 2140 cai. Am zis să fac așa o comparație, cu toate că nu e o comparație normală, pentru că această mașină este mai degrabă comparabilă cu o Jetta sau cu un Serie 3. Cam așa este la mărimile exterioare cât și interioare. Nu cred că este foarte, foarte greu de întreținut. Nu m-am interesat încă despre piese, dar nu cred că este foarte greu de întreținut, având foarte multe componente de Mazda și Ford. Dacă erau componente de pe jos, Citroen, poate atunci. Dar așa... Sincer să fiu, chiar îmi place cum se mișcă mașina. V-am spus, ăsta este cam primul contact cu ea astăzi. Am și curățat-o, bineînțeles, am mers cu ea puțin până am ajuns acasă, am curățat-o. Acum iar m-am suit în ea, deci nu știu, dar chiar îmi place vibe-ul ăsta. Tu ce zici, Ani? Da, e mișto. Place? Da. Îți place mai mult ca Megane? Nu, no, nicio șansă. Nu ca Megane-ul al nou, ca Megane-ul al vechi? Nu, nu. Nu-ți place? Nu. No. Tu ești pe Megane? Da. Îmi place mai mult Megane, care are un consum mai mic. La 80 și ceva avem un consum instant de 3,4. Chiar 3. Ce ți-ai dorit mai mult? Chiar zic că se merită, mai ales fiind diesel. După cum știți, Volvo nu mai face mașini pe benzină, așa că dacă vreți o mașină pe motorină, trebuie să vă luați ceva mai vechi. Hai să o dăm pe a doua, să plecăm de la 30, să vedem cât e pagina la 100 și hai să-i dăm. Da, se mișcă destul de... Adică știu că la B5-ul pe care îl avem noi chiar se simte cum trage, adică este altceva. Dar
cum ați spus, dacă mi-ar oferi cineva o mașină ca aceasta și să fie automat, n-a zice nu. Bun, și cam acesta a fost vlogul, cam acestea au fost impresiile mele despre mașină. După cum v-ați spus, nici m-am informat foarte, foarte mult. Da, am citit foarte puțin despre această mașină. Dar mie personal îmi place. Adică este ceva nou, ceva diferit, ceva care te face să simți că ești în Suedia. Uși, cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Până data viitoare, am fost Valentin Grețan. Acesta a fost un Volvo S40. Acestea au fost primele impresii ale un Volvo S40. Toate cele bune! Pa!